din toată inima se cade să-L laudăm pe Tatăl nostru Ceresc, care este vrednic să primească lauda, cinstea, mărirea și puterea acum și în veci de veci. Amin. Toate cântările din această seară l-au lăudat pe Domnul. Corul spunea, Domnul e bun. Domnul e bun. El a făcut totul, precum a zis, precum a promis, slăvi să fie Domnul. Tinerii cântau și îl binecuvântau, fi binecuvântat. În fiecare seară te laud pentru că tu mai binecuvântat. Tot ce s-a cântat în această seară a adus în atenția noastră ceea ce Dumnezeu face pentru noi. Și suntem așa de bucuroși când ne gândim că poate ne revine nouă mai puțin să facem. Și să ne ierte Domnul. El a făcut totul, precum a zis. Oare noi am făcut totul? Dragi tineri, dragi copii, dragi părinți, Marius, noi toți am făcut totul? El a făcut totul, precum a zis. Noi am făcut totul, precum el ne-a zis? Am făcut acest lucru. Dimineața am fost provocat de îndemnul și gândurile unui frate care spunea că Domnul dă popoare pentru noi. Așa de mult ne iubește, dă națiuni pentru noi, Domnul. Cine sunt eu? Ca Domnul să facă acest lucru. Era vorba despre poporul din vechiul legământ. Dar vestea și mai bună, amintea al doilea frate. La timpul de dimineață, la cină, Domnul nu doar dă sau a dat popoare sau națiuni pentru poporul său, pentru copiii lui. Știți ce face Domnul și ce a făcut? Tatăl nostru Ceres, ce a făcut? A dat tot ce a avut mai scump pentru mine și pentru dumneavoastră. Și oare nu ar trebui să fim noi plini de bucurie când ne gândim la acest lucru? Oare nu ar trebui exact ce am făcut până acum, întotdeauna să lăudăm pe Domnul mai mult, cu mai mult patos, cu mai multă râvnă, cu mai mult chef, dacă vreți, căci Domnul ne iubește slăviți să fie numele lui în veci. Dragi frați și surori, în această seară avem un pasaj din Vechiul Testament, din Deuteronom, care mai este numit și a doua lege. Adică, înainte să intre în țara Canaan, cu vreo 30 de zile, 60 de zile, probabil, Moise le repetă legea care Domnul le-a dat-o în pustiu, de când au ieșit din Egipt, amintește minunile Domnului, lucrările mărețe care Domnul le-a făcut până la momentul respectiv și poporul stă acolo și ascultă. De aceea, întrebam în această seară, Domnul a făcut, afirmam că Domnul a făcut tot, oare noi am făcut tot, ca, așa cum parte din pasajul care nu s-a citit spune, Domnul a promis că îi va binecuvânta și după ce vor trece Iordanul, doar au de îndeplinit anumite condiții. Și mă gândeam că în această seară suntem la un moment de binecuvântare, binecuvântare de nou-născut. Și ne bucurăm când Domnul binecuvintează. Dar am vrea să privim în Sfânta Scriptură și să vedem ce ne revine nouă. Ca și părinți, ca și părinți spirituali pentru cei poate care își doresc să aibă copii, dar pot să binecuvinteze pe copiii altora, dându-le un sfat. Priveghind chiar în Biserica Domnului, vezi pe un tânăr care are nevoie de o încurajare, întinde mâna, salută-l, bate-l pe umăr, binecuvintează-l și Domnul o să-ți răsplătească chiar prin gestul acesta. Privind în acest pasaj, în această seară m-am dus cu gândul, dragi și surori, la omului Dumnezeu Moise, care este persoana care citește și care dă aceste sfaturi poporului care urma să intre în țara Canaan. Și mă gândesc că la binecuvântare citim probabil poate pasaje care vrem și stăm cu ochii mari, Guracă căscată, cum spunem noi, să vedem ce vrea Domnul să ne ofere și le luăm din plin. Ni le însușim toate binecuvântările Domnului. Dar aici, Moise citește ceea ce, de fapt, poporul avea să facă ca să beneficieze de binecuvântarea Domnului. Vedeți, dumneavoastră, când se naște un copil, al doilea copil în familia Onicaș, înainte să se nască, dacă îmi dați voi cum minuțios, se gândesc la fiecare detaliu. Hăinuțe, pătuțul. Alții se gândesc în viitor, alții am auzit deschid un account și în fiecare zi pun dolare acolo ca pe când e mare să aibă ceva acolo. Am auzit. Alții se gândește de unde o să locuiască. Dacă mai vine unul. Și multe gânduri și preocupări, îngrijorări și așa mai departe, în ce privește partea materială. Dar oare cât, câți dintre noi luăm la fel de serios moștenirea care trebuie să o lăsăm copiilor noștri și urmașilor celor care vin din urmă, în ce privește partea spirituală? Aș vrea în această seară să vă aduc înaintea dumneavoastră un exemplu și în acest exemplu este implicat acest om Moise. Moise are o istorie deosebită, dragi frați și surori. El la binecuvântare nu a avut cor, nu a avut tineri, nu a avut copii, nu a avut un ambiant ca și în seara aceasta. Moise s-a născut într-o familie de sclavi. Nu este ceva nou ce vă spun. S-a născut într-o familie de sclavi. În cea mai grea perioadă a vieții poporului Israel când era în robie. Așa de grea era, că al Domnului Cuvânt spune că poporul a strigat și Domnul a auzit strigătele, că era tare greu în acea robie. Și acești părinți, Iochebed și Amram, au adus pe lume pe Moise. Și când a fost timpul ca să-i facă binecuvântarea, îmi dați voi să parafrazez această întâmplare, mama lui... Moise, știți ce a făcut? Nu să-l ducă undeva la, la templu, nu era? Cortul, nu era? A făcut un sicriaș de papură, de papură, sau spune cuvântul omului că a luat un sicriaș de papură, l-a uns cu smoală și l-a dedicat Domnului. L-a lăsat pe ape și a spus, Doamne, îl las în grija Ta. Asta e singura posibilitate și o fac din toată inima. Nu știu câți dintre noi am fi în stare să facem un asemenea lucru. Cu toate acestea, fica lui Moise, mă scuzați, fica lui Faraon îl găsește pe Moise, îl scoate din apă, după cum îi și pune numele, și ajunge Moise înapoi la mama lui naturală, când ajunge înapoi în brațele lui Iochebed. Abar n-am ce o fi trecut prin minte, dar un lucru știu. Că ce învățătură i-a dat această mamă, dragi frați și surori, dragi surori în mod special, i-a impregnat viața lui Moise pentru tot restul vieții lui. Și aș vrea în această seară să vă aduc din nou în acest gând, în atenția dumneavoastră, ce moștenire lăsăm noi copiilor noștri. Această femeie nu a avut nimic, absolut nimic, dar a avut pe Dumnezeu lui Avram, lui Isaac și al lui Iacov. Cu siguranță când Moise era mic și îl alăpta, îl îngrija, plătită fiind, vă dați seama de mama adoptivă, fica lui Faraon, această femeie cu siguranță îi povestea lucrările Domnului, cum Domnul a binecuvântat pe patriarhul Avram, Isaac și Iacov. Minunile Domnului, cum li s-a descoperit, profețiile, cred că le-ar fi știut. Și probabil cu speranță a pus în el această sămânță, că atunci când moi se va crește mare, poate să fie cel care să ajute la eliberarea poporului. Nu știm. Putem presupune, dar nu știm. Și mă gândesc că această învățătură este așa de importantă, este esențială în familiile noastre. Nu știm ce aduce viitorul pentru copiii dumneavoastră. Dragi bunici, pentru bunicii dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră, nepoții dumneavoastră, mă scuzați, nu știm ce aduce viitorul. Dar știm că dacă în ei se seamănă sămânța cuvântului lui Dumnezeu și vor împlini, că nu este destul doar să lași o moștenire, Cineva trebuie să o și primească. Și ne rugăm ca ai noștri copii, tinerii bisericii și urmașii care vin din urmă să primească, să îmbrățișeze această moștenire care este cuvântul lui Dumnezeu. În pasajul din această seară, dragi frați și surori, în special în capitolul 6, de vreo 22 de ori, poate pentru unii nu este important, dar pentru mine spune foarte mult, este menționat numele Domnului. Domnul Dumnezeul tău a cerut, Domnul Dumnezeu își cere, va fi cu tine, Domnul Dumnezeul tău va face. Și aș vrea să vă aduc înaintea dumneavoastră acest adevăr care este primordial în viața oricărei familii, în viața oricărui copil care se naște în această lume. Că trebuie să-l cunoască pe Dumnezeu. Dacă ajunge la această cunoștință a lui Dumnezeu, să cunoască de fapt adevărul, pot să spun că oarecum viitorul lui este asigurat. Viitorul oricărei persoane care îl cunoaște pe Dumnezeu are o conotație veșnică, eternă, în prezența Domnului nostru Isus Hristos. Și aceasta dorim foarte mult. În versetul 4, pentru că am amintit acest lucru. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Este singurul Domn. În versetul 1, iată poruncile, legile și rânduirile pe care a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru. Să vă învăț, să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Ca să te tende Domnul, Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale. Tu, Fiul tău, Fiul toate legile ta, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe, spunea Moise. Este, spuneam, foarte important ca ai noștri copii și cei ce vin din urmă să-L cunoască pe Domnul. În generația noastră, fiind foarte ocupați, oare cum ne bazăm pe o școală bună, dacă se poate creștină, grupa de la Sunday School, um, grupuri în care copiii, tinerii, chiar noi suntem implicați și nu aș vrea să greșesc și să spun poate ce alții sau nimeni nici nu gândește, dar poate chiar ne bazăm că acolo ar primi suficient din Cuvântul lui Dumnezeu. Însă aș vrea să vă aduc înaintea dumneavoastră un alt adevăr, că suntem responsabili, personal, ca și părinți, să facem pe Dumnezeu cunoscut copiilor noștri, prin cuvântul Domnului. Aceasta este cea mai mare responsabilitate care o avem pe acest pământ, dragi frați și surori. Spuneam mai devreme, dincolo de partea materială care, să fim onești, Domnul ne-a dat mai mult decât Știm noi să-i cerem și dumneavoastră mărturisiți, în special frații, când vin și dau îndemnuri, cât de mult a binecuvântat Domnul, poporul său, dar în ce privește partea spirituală. Cuvântul Domnului care altădată, mai târziu, s-a sălășluit în Timotei. Apostolul Pavel spune, la, spune lucrul acesta. Din bunica sa, Lois, și mama lui Eunice, care au transmis, la rândul lor acest cuvânt al lui Dumnezeu. Suntem responsabili și nu aș vrea să forțez. Mă gândesc că oarecum suntem condamnați cu ghilimele de rigoare ca să ne facem această datorie foarte bine. Gândiți-vă dumneavoastră la multele exemple din Sfânta Scriptură. O femeie să luăm din Sfânta Scriptură, Hadasa, cum credeți că a reușit ea să-i treacă prin minte să postească dacă unchiul ei nu ar fi învățat-o? Cum credeți că Iosif ar fi putut să stea în picioare dacă un părinte ca și Iacov nu l-ar fi învățat? Puritatea, castitatea este importantă. Oriunde ajungi în viață, ai grijă cum te comporți. Ai grijă cum trăiești, dragul lui tata. Cum credeți că ar fi putut să stea în picioare Hanania, Mișael și Azaria? Dacă nu înainte să fi fost duși în robie, părinți nu le cunosc numele. I-au învățat cu siguranță, veți ajunge în cutare și în cutare loc. Poate au fost chiar rupți de părinților, poate nici n-au avut ocazia să le dea vreun sfat, dar până la momentul respectiv când Generația aceea a fost dusă în robie. Părinții și-au făcut datoria. Daniel, sunt nu... mulți, care sunt, de fapt, unii dintre ei și în orul de martori. Alte persoane care le găsim în orul de martori. Părinți care și-au făcut datoria și au luat această responsabilitate în serios. Dragi frați și surori, ați vrea să vă provoc, ați vrea să facem același lucru și noi? Aș vrea să ne luăm în serios această responsabilitate, să învățăm așa cum spune cuvântul Domnului. Și poruncile acestea, versetul 6 din capitolul 6, pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie. Când te vei culca și când te vei scula, să le ca un semn de aducerea minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Ați vrea să ne facem această datorie? Ați vrea să ne facem această datorie? Dragi și surori, nu cred că se plânge cineva că vremurile sunt rele, ci asta e realitatea. Având în vedere vremurile în care trăim, cum credeți că vor supraviețui copiii noștri? Doar dacă cu ajutorul Domnului ne vom face și noi datoria. El a făcut totul, precum a zis, ne-a dat toate resursele. De aceea, haideți cu ajutorul lui să ne facem această datorie sfântă și să învățăm copiii noștri cuvântul Domnului. Când Domnul a spus lui Moise să aducă înaintea poporului aceste cuvinte deosebite, efectiv a poruncit să se spună în casă aceste lucruri. Și mă gândeam cât de importantă este comunicarea în familiile noastre. Spuneam că suntem așa de ocupați, noi repede ducem la Sunday School, unul la corul de copii, unul la alt, o grupă, altul la creșă, și așa mai departe. Și poate se întâmplă să, într-o săptămână să se comunice așa de puțin într-o familie. Știți ce spunea cuvântul Domnului în versetul 20 care nu s-a citit? Când Fiul tău te va întreba într-o zi ce înseamnă învățăturile acestea, copiii pun întrebări. Aș vrea ca Domnul să dea înțelepciunea și puterea necesară ca părinții. Să poată comunica ceea ce Dumnezeu a cerut și s-a citit în această seară. Dincolo de tot ce oferă lumea ca să fie copii entertained, să fie întreținuți, în... să fie liniștiți. Noi să ne facem treaba pe lângă casă, poate chiar în biserică, și ei să stea liniștiți, le dăm ceva. Și știți, dumneavoastră, ce li se oferă copiilor doar ca să fie liniștiți. Haideți să nu neglijăm această comunicare care este așa de importantă. Cuvântul Domnului spune în versetul, încă o dată, versetul 7. Când să vorbești cu copiii și când să vorbim cu urmașii noștri despre, despre Dumnezeu? să le întipărești în mintea copiilor. Asta e un lucru extraordinar, efectiv ștanțat. Așa de mult spus că nu mai are cum să iasă de acolo. În ceva întipărit nu mai poate ieși doar dacă rup. Ștergi, nu mai ai cum să ștergi de acolo. Spune să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula și nu-i destul. Să le lești ca un semn de aducere aminte la, la mâini, să fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale, oriunde te întorci să dai de Domnul, să dai de cuvântul Domnului, muzica care o asculți în casă, programul dacă te uiți la vreunul să fie, tot ce are de-a face în casa ta, cu viața ta, să-l reprezinte pe Domnul. Asta e singura șansă. Unii vor spune, Mă, prea multă Biblie, îl, îl faci cu ea la fugă și a câmpii. N-am auzit așa ceva, vă spun onest, n-am auzit. Bazat pe Sfânta Scriptură și exemplele care le-am dat și ceea ce Dumnezeu cerea lui Moise ca să transmită poporului său, nu-i prea mult, niciodată nu-i prea mult. Să nu ni se pară că am făcut prea mult sau să nu ne pară rău cândva că n-am făcut destul. Să ne ajute Domnul să ne facem această datorie. Și mă rog cât mai am și eu ocazia să pot să fac lucrul acesta în casa mea și împreună cu dumneavoastră pentru că vrem să moștenim cerul. Un gând cu care doresc să mă apropii de încheiere, sunt mai multe, dar vreau să închei cu ajutorul Domnului, vreau să aduc acest adevăr înaintea dumneavoastră că înainte să putem transmite... Adevărurile Sfintelor Scripturi și să lăsăm această moștenire celor care vin în urma noastră, trebuie noi să le avem în inima noastră. Este tare greu și neplăcut. Probabil chiar pentru un copil, ca un tată, ca o mamă să vină să-i spună despre Domnul, să-și facă oarecum datoria că trebuie să o facă și în inima lui să nu fie acest cuvânt al Domnului întipărit. Asta cerea Dumnezeu, ascultă. Versetul 6. Asta spunea generației care acum era la 40 de ani și urma să intre în Canaan. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Dragi părinți, și îmi spun și mie, înainte să spun tinerilor, copiilor, altora, trebuie să le au eu în inima mea. Adevărurile care le proclam cu atâta vehemență înaintea dumneavoastră, trebuie să le trăiesc eu. Altfel, știți dumneavoastră cuvântul care se potrivește. Nu-i corect și nici nu vor fi primite. Haideți să ne rugăm Domnului ca să ne ajute să le repetăm noi și în fiecare zi să ne aducem aminte ca să nu iasă niciodată de acolo din inimă și apoi, în ultimul rând, Cuvântul Domnului cere ca iubirea față de El, față de Cuvântul Lui, față de poruncile Lui să se vadă în absolut tot ce facem. Toată chemarea asta din partea lui Dumnezeu este la superlativ. Cel mai. Extraordinare, deci Nu avem nicio scăpare. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Scapă versetul. Versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău în familia ta versetul 5, capitolul 6, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, în gândurile mele unde nimeni nu are acces. Nimeni nu cunosc pe niciunul Habar n-aveți și habar nu am. Ce aveți dumneavoastră, dragi și surori, în minte. Dar Domnul are acces. Și să știți că va răsplăti și se vor vedea consecințe pe firul vieții, gânduri care una am, una am gândit și complet altceva am spus. Domnul spune să-l iubești pe Domnul cu toată inima ta, cu tot sufletul, cu emoțiile mele, sentimentele mele și acolo nimeni nu are acces. Și cu toată puterea ta, pe tot ce pui în mâna, să se vadă că iubesc pe Domnul. Și știi cine te urmărește cel mai mult după Domnul? Cei care sunt în casa ta, cei care sunt în casa mea. Ne mirăm de multe ori că noi spunem lucrurile care trebuie spuse, dar facem altceva. Una spune și alta facem. Și atunci ne mirăm câteodată, mă, dar eu am, am zis lucruri care trebuie, dar am făcut poate altceva. Haideți să cerem Domnului înțelepciune ca să împlinim al său cuvânt. Să ne dea Domnul putere ca ceea ce zicem să și facem. Să ne dea Domnul putere să-L iubim cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea noastră. Și cei care vin din urmă, copiii care se nasc în Biserica Domnului, cei care se nasc spiritual, să spună și ei la rândul lor, următoarea generație, lui Lutata, sau dragii lui mama, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Este o chemare înaltă, dar merită trăită, pentru că suntem fii ai celui prea înalt. Răsplătirile sunt veșnice. Citiți dumneavoastră 1 Corinteni, capitolul 2, cu 9. Haideți să citim toți împreună una din răsplătiri. După cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc din toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea răsplătirile sunt veșnice dragii mei și aș vrea din toată inima ca toți să beneficiem de ele când vom trece Iordanul dincolo în împărăția lui Dumnezeu Doamne ajută-ne pe toți Amin